Astăzi o să încerc să vă întrețin atenția, să vă mențin treaz alături de emisiunea noastră, împreună cu trei colegi din presa scrisă, de-ai casei în emisiunea Controversă, pentru că periodic au răspuns invitației mele de a fi alături într-un dialog de opinii și dezbateri pe teme de zi. Vi prezint, îi cunoașteți, e vorba de Sorin Popanadu, redactor șef la quotidianul Informația, de Robert Ghergu, jurnalist la Unirea și de Nicu Popescu, jurnalist la Transilvania Live. Bună seara, colegi, și bun găsit! Bună Bună seara! seara! Sigur, unul dintre evenimentele acestei zile a fost, fără discuție, investirea oficială a noului prefect de Alba, e vorba de Flaviu Mircea Cozuc, investire la care au participat oficialități locale, dar și de la București a venit secretarul de stat Constantin Chiper, parcă nu Chiper, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. A fost mult fast, a fost nou prefect a depus jurământul, mai apoi s-a ciocnit o cupă de șampanie pentru un nou început de bun augur. O să-l rog mai întâi de toate pe colegul din regie să ne pună primul material în legătură cu acest eveniment. Noul prefect de Alba a depus jurământul în jurul orei 13 în fața unei numeroase asistențe. Eu, Cozuc Flaviu Mircea, numit în funcția publică de prefect al județului Alba, în hotărârea de guvern numărul 34, 24 octombrie 2012, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineatul 6, a legii 188 pe 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios în datoriile ce îmi revin în funcția publică în care am venit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să mă ajute Dumnezeu. Plecat pe drumuri politice spre Parlamentul României, Dan Coriolan Simedru a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat în calitate de prefect și a urat succes noului reprezentant al guvernului în județul nostru. Vă spun că am avut o echipă aici la prefectură formată din funcționari publici serioși, competenți, cu care am reușit să facem față în cele mai bune situații la două evenimente foarte importante. Este vorba de organizarea alegerilor locale, organizarea referendumului și, bineînțeles, al treilea eveniment care este în desfășurare, este vorba de organizarea alegerilor parlamentare. Domnule prefect, pot să vă spun că în ceea ce privește organizarea alegerilor parlamentare, totul se desfășoară conform graficului stabilit. Felicitându-vă pentru această numire, permiteți-mi, domnule prefect, să vă urez succes, să urez succes tuturor și sunt convins că această instituție va putea să devină, așa cum mi-am propus eu când am preluat această funcție, să devină instituția Fabiană Județului. Secretarul de stat Constantin Chiper a precizat că organizarea alegerilor parlamentare este o misiune deloc ușoară, dar s-a arătat convins că prefectul Flaviu Cozuc, împreună cu subprefectul Cornel Murg și întreg aparatul instituției, vor face o treabă bună. Mă bucur că există continuitate la nivel de prefectură. În același timp vreau să urez succes domnului Cozuc, pentru că preluarea mandatului în acest moment nu este o misiune tocmai ușoară. Suntem câteva zile înainte de începerea campaniei electorale. Eu vă felicit și vă urez succes alături de domnul subprefect, noua echipă a prefecturii Alba. Din partea mea, întreaga colaborare, așa cum v-am spus și în urmă câteva minute în birou, oricând aveți nevoie, ușa mea este deschisă, telefonul pentru dumneavoastră oricând este deschis 24 de 24 de ore, mai ales în perioada asta grea care ne așteaptă și sperăm să nu fie niciun fel de probleme și să o spatem la capăt și de data asta. În finalul evenimentului s-a ciocnit o cupă de șampanie pentru un nou început de bun augur. Bun, avem un nou prefect, un prefect, a zis eu, inedit,
pentru foarte multă lume sau pentru majoritatea neașteptat, sigur că o singură excepție e vorba de Gheorghe Feneșe. Acum aș vrea să vă întreb, Nicu, începul tine, ce impresie ți-a făcut nouă prefect? Greu de spus. Mie mi s-a părut un tip serios, dar foarte emotiv. Am observat în momentul investirii, avea pregătită o ciornă de discurs în față. Acum, noi suntem obișnuiți, vedem repede cine vine cu un discurs pregătit, cine nu. Mi s-a părut, mă rog, din câte știu despre domnia sa, că este un economist, parcă de meserie, o figură total necunoscută pentru noi cei din presă, până în momentul în care a fost numit de guvern săptămâna trecută, n-am auzit în viața noastră de el. Dar așa a fost trocul politic și înțelegerea între Partidul Conservator și PSD, pentru că știm cu toții acel celebru deja colegiu numărul 2, Sebeș Blaș, pentru Camera Deputaților, dorit foarte mult de PSD, a fost cedat cu acest preț. Prefectura județului Alba și Partidul Conservator, care a, mă rog, a primit în urma înțelegerilor de la București dintre PNL și PC acel colegiu, a emis după aceea pretenții la prefectură și a pus omul pe funcție. Este un mandat foarte scurt. Este clar că după alegerile parlamentare toți prefecții, cred că toți prefecții și subprefecții din țară vor fi schimbați. Va avea un mandat, eu cred, maxim de 2 luni. Dar un mandat foarte important pentru că suntem în plin calendar de organizare a alegerilor parlamentare și prefectura este cea care trebuie să supravegheze și să coordoneze mare parte din aceste pregătiri și de aceea se va vedea... Eu cred că dincolo de faptul că noi nu-l cunoaștem și are așa un aer foarte de emotiv, cred că dacă este un bun profesionist, va avea ocazia în aceste 2 luni să demonstreze că poate să se ocupe de aceste alegeri. Am avut invitat în emisiune și, într-adevăr, e motiv și spunea înainte de a intra că una dintre problemele pe care și le făcea înainte, când după ce a auzit oferta, i s-a făcut oferta, mă rog, era cum se descurcă cu presa. Din pricina asta, cu presa se poate descurca foarte ușor. La prefectura județului Alba există un purtător de cuvânt, Adarus, cu care noi ne înțelegem foarte bine. Ca orice om care nu mai a avut, zicea că atâtea telefoane au primit imediat după ofertă, câte n-au primit într-un an de zile. Și era, oricum, era temător, nu mai a avut să era un tip liniștit, a fost până acum, nu-l cunoștea mai nimeni și această bruscă schimbare l-a dus pe altă lungime de unde, pe alt macaz, mult mai lang. Pe de altă parte, însă, Robert, pe mine m-a surprins un lucru în emisiune când am discutat cu dânsul, un om ok, zice, ca politic, și a politic a fost, faptul că nu cunoștea pe nimeni. La dânsul a venit Gheorghe Feneșe, i-a spus, i-a făcut oferta și după aceea a stat și a așteptat să se pună în practică, să se publice în monitor oficial numirea dânsului. Nu a fost dus să cunoască, să meargă la PNL, la PSD, să cunoască pe liderii politici, nu, a cărui reprezentant va fi până la urmă, că USL-ul nu conduce destinele țării, e nu la guvernare. Cum e posibil așa ceva? Cum îți explici? Adică, nu știu, eu vin la tine și de la Partidul Conservator și zic, Robert, tată, vrei să fii prefect. Da, dânsul spunea că nici nu m-a întrebat, unde v-ați gândit la mine? Mai apoi, nu te iau de mână, hai să-ți fac cunoștință cu prefectul actual de Alba, cu oamenii puternici din politica județului. Te las acolo să stai să-ți dospești, că nu a fost tocmai ușor pentru dânsul să stea să aștepte atâta timp până la urmă. Era și o problemă de imagine a dânsului dacă pica totul, că nu era nimic sigur, nu se ar fi trebuit să publice mai repede în monitor oficial, odată cu demisia prefectului Simedru. Ce părere, cum e posibil așa ceva? Poate să fie adevărat, poate să nu fie adevărat, pentru că știm multe despre politică. Așa cum zicea și Nicu despre faptul că nu-l cunoaște, n-a auzit de domnul prefect, uite că eu îl cunosc pe domnul prefect,
întâmplarea face că e vecin cu mine, îl văd aproape în fiecare dimineață pornindu-și mașina, aducându-și soția la serviciu și pornind la aceeași oră cu conștiinciozitate, cu fetiță, cred că are, sau așa. Da. Și, două fetițe. Da. Și vreau să spun că, din punctul ăsta de vedere al politicii, cred că, nu cred că a fost luat chiar din oală. E într-adevăr un prefect de conjunctură pentru cele două luni rămase. Nu putem spune nici că este o recompensă din partea partidului, nici că este un tip pur și simplu care a apărut ca din neant, dacă vreți, pe care l-a extras dintr-un joben Partidul Conservator, chiar dacă dânsul se consideră tehnocrat, domnul prefect, și cred că viața lui în funcția aceasta va fi scurtă, două luni și cât mai este până la alegeri. Și cred totuși că cel puțin dacă alții nu-l cunoșteau pe el, el îi cunoștea pe alții. Fără discuție, dar doar așa din auzite poate. Din auzite, din presă, din discuții, nu cred că a fost chiar așa o alegere... Pustnic. Să nu cunoască pe nimeni. Și nu cred că era chiar așa o alegere, domnule, lua primăria Sebeș și pe primul care îl întâlnesc în cale pe la un prefect. Nu. Deci cred că totuși niște discuții au existat. Poate că domnul prefect e mai modest și n-a vrut să... Eu sunt convins că a fost sincer. Chiar a spus că, sigur că cunoștea și de la televizor și din alte, și din presă și, și pe fostul prefect și pe ceilalți lideri politici, dar poate că nu i-a cunoscut personal. Da, dar și măcar pe ai lui de la ai lui. Pe, deci, ca simpatizant, pe da, sigur, ca simpatizant, evident. Da. Deci pe de altă conservator trebuia să-i cunoască. Pe de altă parte mai... Pe care că ăștia sunt cam rari. Eu n-am mai... De când nu mai făcut o conferință de presă? La asta, nivel e, de asta e bine, altă de chestiune. Motiv. Pe de altă parte, cred că ar mai exista o nuanță în subiectul modestiei actualului prefect. În momentul în care disputele și tensiunile interne din USL au început să se mai aplaneze, au fost validați cei trei candidați din partea PNL-ului, s-a rezolvat până la urmă și cu Radu Coclic, a fost mulțumit și Ovidiu Jidvean, care a primit colegiul 2. În momentul respectiv, liderii din PSD și din PNL au început campania. Nu cred că i-a mai interesat la modul foarte serios cine o să fie prefect două luni de zi. Aici, hai să spun un lucru, putea să fie foarte bine sub prefectul Cornel Mung. Îndeplinea toate condiții. Da, dar asta a fost condiția locul, pentru colegiul, pentru colegiul 2. Pentru că dacă luăm să analizăm cei 7 candidați, PSD-ul a reușit nesperat o paritate cu PNL-ul. Trei colegii, bine, plus un colegiu pentru UNPR. Dar, din punctul meu de vedere, PSD-ul a ieșit nesperat okay. de bine din această, să zicem, dispută internă. Radule, Sorine, adică eu tot Radu spun, de la Radu Angel Barna mă gândesc și ai și popa Radu ăsta. Până la urmă, eu cred că actualul nou prefect s-a gândit și la următorul lucru. De ce să n-accept eu onoarea pentru mine? Am în CV. Dă bine la CV. Exact. Ce părere? Nou prefect, spună și colegii, total necunoscut. Cu toți eram obișnuiți ca cine vine prefect să fie o persoană foarte cunoscută. Cunoaștem, de exemplu, Ștefan Bardan, Dan Simedru, care în momentul când am la prefectură, toată lumea știa despre ei ceva. Fost deputați, implicați în viața politică, foști director la diferite instituții de stat. Noul prefect, vorba lui Nicu, o recompensă a Partidului Conservator, care scoate capul după 4 ani de zile, efectiv scot și ei capul în viața politică din Alba. Dacă bine ne aducem aminte, acum 4 ani de zile, Gheorghe Feneșer, președintele PC-ului din Alba, a fost deputat pentru senator la mustața, pierdura la redistribuire. La redistribuire și de atunci PC-ul a fost undeva la fund. Probabil s-au gândit că dându-le liberalii colegiul la Sebeș, s-au gândit că n-au pe cineva capabil sau potent financiar să se bată cu Clemen Negruț sau poate chiar nu a vrut nimeni și au zis mai bine luăm prefectura. Ieșim și noi în lume și ne scoatem un pic capul în viața politică.
nou prefect, total necunoscut, după 2 luni de zile, maxim 2 luni jumate, o să dea bine la CV, dacă o să-și facă treaba cum trebuie, ținând cont că organizarea alegerilor parlamentare, un lucru destul de dificil pentru prefectură, toate oalele se sparg în capul lor acolo, dacă le organizează bine, poate să iasă cu capul sus din prefectură și de ce nu să devine și în continuare. Și da, poate fi și un pion de sacrificiu, în sensul că după cele 2 luni, dacă era vorba de recompensă, zicea, uite, ți-am oferit, ai fost 2 luni prefect să rămână, și după 2 luni Partidul Conservator să debaraseze de el. Sau, din contră, poate să fie o trambulină pentru nouul prefect să ajungă la un moment dat să candideze chiar politic. Acum, variantele sunt multe. Putem spune și faptul că nici PSD-ul, nici PNL-ul probabil n-au vrut să aibă un prefect care să se ocupe, mai bine l-au dat la conservatori, el se ocupă de organizarea alegerilor, nu se mai interpretează greșit că, uite, am pus un liberal sau un PSD-ist la prefectură, un om, să zicem, vorba vine tehnocrat. De interpretat, nu prea erau multe de interpretat, pentru că înțelegerea din primăvară, după preluarea guvernării de către USL, a fost foarte clar. Prefectura Alba revine PSD-ului. S-a căzut de comun acord, era timpul foarte scurt înainte de alegerile locale. PSD-ul și-a dat acordul să fie pus Dan Simedru. După ce au trecut... Subprefectul Mur nu îndeplinea toate condițiile. Exact. După alegerile locale, unii s-au făcut că plouă, a rămas Dan Simedru, un om foarte bun, a mai ocupat poziția asta fără nicio discuție. Și acum exista pericolul să se redeschidă acea dispută între PNL și PSD, dar până la urmă, eu zic că într-un fel așa a fost mai ok pentru toată lumea, a venit aici un om nou, o figură nouă. Pentru toată lumea, cu excepție cred că de Cornel Mug. Dar dânsul cred că ar fi vrut să fie prefect. Mă rog, e opinia mea. Plus că se supune probabil. Se supune, sigur, a fost trocul ăsta și ne discutăm. A fost trocul și... Era obligatoriu. Din câte îl știu pe domnul subprefect Cornel Murg, este un soldat disciplinat care face ce îi spune partidul și care își face treaba acolo unde și acum, în privința organizării alegerilor, o să fie Flaviu Cozuc ajutat și de subprefect și de specialiștii din instituția prefectului care a organizat de 8 a 10 alegerile locale și referendum. Da, și acum prefectul a fost pus cu o lună și 8 zile înainte de data alegerilor. Campania începe săptămâna viitoare. Da. Deci mare parte din calendar deja e parcurs, da. Listele electorale permanente strimise. Licitația se va organiza. Licitația e în desfășurare, am înțeles că urmează să fie anunțat câștigătorul. Deci foarte multe lucruri deja au fost pornite și ar fi mers și merg în continuare, indiferent că acel birou din prefectură e ocupat de prefect sau atribuțiile sunt preluate interimar de subprefect. Și să nu uităm că mai există și biroul electoral de circumscripție, unde există judecători. Există președinte, există vicepreședinte care și ei răspund la fel de bine. La lucrurile vor merge de la sine, probabil. O să fie în fruntea prefecturii 2 luni de zile, lucrurile o să meargă, sunt juriști în prefectură care nu sunt la primele alegeri, o să explice, o să-l ajute, el o să iasă în față, probabil în spate o să aibă echipa prefecturii. Da, dar zicea Sorin ceva mai devreme, dacă Flaviu Cozuc își face treaba foarte bine, aceste 2 luni la prefectură pot fi o trambulină pentru el pentru a se lansa în viața publică. Nu neapărat să candideze pentru deputat, primar sau așa mai departe. Poate o să-l vedem peste câteva luni ocupând o funcție de director într-o instituție importantă. Bine, el... Ca să facă treaba asta, să se intre în politică și dânsul afirma că nu prea... Niciodată nu se știe. Nu neapărat. Niciodată nu spui niciodată. Bine, nici acum nu a făcut politică, dar a venit cu susținere puternică din partea Partidului Conservator. Partidul Conservator putea să numească pe oricine. Pe de altă parte, are un loc călduț la primăria Sebeș, după ce termină aici, se întoarce înapoi. Nu avea niciun fel de problemă. Este funcționar public și acolo. Da. Până la urmă, cred că asta cu CV-ul de cel mai... A fost prefect de Alba, e mai pomenit. Da, și Sebeșu, iată, a dat 2 prefecți într-un interval destul de scurt, în 10 ani. Da, dar nu știu, Bucurel să-l duce mai face, nu știți, să-l liniștiți. Bucurel să-l duce afacerile. Cred că vede de afaceri, în liniște. În liniște, bun. Când veni vorba de alegeri și că ba la ușă, mai e puțin timp până atunci, o să vă rog să discutăm de acum încolo, pe durata
emisiunii, poate mai avem timp și de altceva, despre colegii și candidați. Eu am făcut așa pe colegi. Pentru că în sfârșit îi avem pe toți. Da. Data trecută am discutat pe speculații. Am fost și, da, cu speculații. Am cam luat apă într-o privință. Da. Mai multe. Mai multe, da. Bun, eu i-am grupat pe colegii, pe principalii candidați, pe cei cu șanse de reușită, de la Alianța România Dreaptă și de la Uniunea Social-Liberală, dar i-am pus și pe cei de la PPDD ca să dea un pic de culoare, dar cei șapte magnifici. Da, au și ei șansa lor și candidează cu optimism. O să începem cu colegii 1 pentru Senat, Alba Iulia Pusencu-Gir, unde vom candida Ștefan Bogdan din partea Alianței România Dreaptă, fost prefect și deputat, nu știu, într-un deputat un mandat. Da. Teodora Tănasiu din partea Uniunii Social-Liberale, deputat actual PNL și președinte, lider al PNL Alba, și din partea Partidului Poporului, Horațiu Bibolan, consilier județean. O să-l rog pe colegul din regie, iată că ea și le-a pus, acum pe cei doi, pe Tănasiu și pe Bogdan, știe toată lumea, pe domnul din stânga imaginii jos e mai puțin cunoscut, dar poate să se facă. Acum, luând acum de la dreapta, de la tine, Sorine, ce părere ai? Cum va fi lupta în acest colegiu? Un colegiu foarte mare, cred, printre cele mai mari din țară, probabil în primele 10 colegii din țară în ce privește Senatul, peste 192.000 de alegători trecuți efectiv în listele electorale. Un colegiu în care, în opinia mea, Teodora Tănasiu pornește cu prima șansă și lupta o va da cu Ștefan Bogdan. Eu îl exclud din start pe candidatul PPDD, Horațiu Bibolan, care nu îmi spune absolut nimic în afara faptului că prima dată când l-am văzut a fost la Consiliul Județean, la ședința de investire. Domnul Bibolan, eu nu vă exclud, să știți, să nu vă supărați pe noi, eu vă dau exclud șansele să câștigi în acest colegiu și Teodora Tănasiu probabil va fi omul care va avea cele mai multe voturi aici, dar nu dau precis că o să aibă 50% plus 1. Ca să câștige din start acest colegiu. Și dacă bine ne aducem aminte, parcă lucrurile rămân pe loc, acum 4 ani de zile Teodora Tănasiu s-a bătut tot cu Ștefan Bogdan pentru un loc de deputat în colegiul cu Gir Zlarna. Și a pierdut la 2000 de voturi. Și a pierdut la 2000 de voturi Teodora Tănasiu, dar a câștigat fotoliul de deputat la redistribuire. Aici, la redistribuire final, după ce vom dezbate pe care colegiul, în parte o să luăm pe Nicu Popescu să ne explice cum e cu redistribuirea asta, ca să pricepem și noi și telespectatori. Bun, favoritul tău e Teodor Tănasiu. Robert? Eu cred că fiecare are o șansă, dar spre deosebire de alegerile din 2008, cred că de data aceasta Teodor Tănasiu va câștiga colegiul și justific prin faptul că acum 4 ani Ștefan Bogdan a avut diferență de doar 2000 de voturi în față, în condițiile în care PDL-ul atunci era pe un trend ascendent. Acum, având în vedere că USL-ul, să zicem, este pe cai mari, cred că Teodor Tănasiu va câștiga colegiul, dar nu sunt absolut convins că va fi și deputat. Senator. Senator. Bătălia de acum 4 ani din 2008 a fost pentru un colegiu, pentru Cugir Zlana, colegiu mic de deputați, 57-58 de mii de, cred că cel mai mic de cetățeni. Nu, cel mai mic este cel din Apuseni. Până în 60 de mii de cetățeni cu drept de vot înscriși în listele electorale permanente, în comparație Alba Iulia are 69 de mii, deci unul printre cele mai mici, atunci, într-adevăr, a câștigat mai multe voturi Ștefan Bogdan, spuneau colegii, 2000 de voturi. Da, dar 2000 de voturi au însemnat 5%. A fost destul de mare, destul de netă diferența. Pe când acum se bat pe unul din cele mai mari colegii senatoriale din țară. 193.000 de voturi, mai mare decât orice colegiu din Cluj, de exemplu, de senat, care au 170 până în 173.000, 175.000 de voturi. Va fi foarte interesantă, foarte interesantă de urmărit această bătălie. Teodora Tănasiu mizează foarte mult pe zona Cugir, FIEF PNL, mizează la contrapartidă pe ajutorul lui Ioan Dârzu de pe colegiul Apuseni, unde totuși PDL-ul stă destul de bine.
și de unde Ștefan Bardean ar putea lua niște voturi, dar eu cred că, ca și la locale, diferența se va face pe Alba Iulia. Diferența se va face pe Alba Iulia pentru că voturile de la, eu cred că voturile de la Alba Iulia vor stabili atât deputatul pe Alba Iulia cât și senatorul pe colegiul senatul. Nu dai un favorit. E lupta echilibrată, zici tu. Nu neapărat că este echilibrată, dar eu cred că Ștefan Bardean va face o campanie intensă. Din punct de vedere al, să zicem, organizatoric, așa i-am perceput eu cel puțin la ultimele 2-3 scrutinuri, cei de la PDL par un pic mai organizați, mai coerenți. Ei sunt ca ariciu, ei strâng repede rândurile unul în altul și se apără foarte mult. Am văzut că au fost, o secundă și închei, au fost aceste dispute în interiorul USL-ului. Cine candidează pe colegiul ăla, cine candidează pe colegiul celălalt. Și în PDL au fost discuții și scandaluri. Dar nu a ieșit nimic în afară. Ei tot timpul au avut grijă, băi, în presă, în exterior, imaginea noastră să fie echipă. Ne certăm, ne batem între noi, dar când am ieșit, și ca dovadă, ei au ieșit cu toți candidații prezentați odată și au fost primii care i-au prezentat. Deși am putea asista la următorul scenariu, Ștefan Bardean să câștige colegiul și să ajungă senator Teodor Atanasiu, pentru că este printre primele 5-6 colegii senatoriale din țară care intră la redistribuire și Atanasiu mai mult ca sigur va fi senator, dar s-ar putea pe redistribuire, nu pe câștigare directă. Nu știu, eu aș înclina să fiu, nu știu neapărat Gică Contra, dar eu aș înclina pe Ștefan Bardean, spre deosebire de voi. Cred că Teodor Atanasiu, un politician de calibru, fără discuție, a fost ministru apărării, șeful Avaz, deci un om inteligent, un om versat, un politician real, veritabil, indiscutabil, s-a cam amuzat un pic. Pe de altă parte, eu cred că dânsul și ca imagine așa un pic are o aliură un pic, nu are șarmă. Nu are, spre deosebire de Ștefan Bardean, nu are. Ștefan Bardean are așa o fizionomie de om cum să cade, blând, zâmbitor. Are șarmul așa, e simpatic. Simpatia asta lui, spre deosebire, Atanasiu cam lipsește. Dânsul e un pic pare așa țâf, nu? Și de multe ori lucrurile astea contează foarte mult. Pare, dar se compensează cu pe echipa din spatele candidatului, sute de oameni care vorba poeziei la un semn se pune în se, da, se și pune, echipa se din spatele candidatului Ștefan Bardean poate să fie la bine. Tu spuneai că și pe de altă parte PDL-ul că îi lăudai și pe bună dată. De asta sunt că PDL-ul nu-i lăudam. Nu-i lăudam. Este pur și simplu o constatare pe care din 2004 până acum au fost mai multe cicluri electorale, așa i-am perceput. Și de multe ori, și Robert știe foarte bine, Sorin este un pic mai tânăr decât noi, dar Robert știe foarte bine, de multe ori existau scandaluri în PDL pe care noi ziariștii le aflam, dar le aflam pe surse, niciodată nu era vizibil cu declarații în presă. Mă supăr, îmi iau jucăriile, mă duc acasă. Bun, hai să luăm o pauză și revenim din nou. Împreună cu jurnaliștii Sorin Paradu, Robert Ghergu și Nicu Popescu. Înainte de publicitate am pus punct colegiului 1 de la Senat și acum intrăm tot în direct în colegiul numărul 2, Sebeș Blaș, pentru Senat, acolo unde vor candida Nicolae Dobra din partea Unii Sociale Liberale, senator UNPR, fost senator PDL, acum trecut în tabăra cealaltă, Alexandru Pereș, din partea Alianței România Dreapta, sunt actual senator PDL, și din partea Partidului Poporului, Dorin Pocol, consilier local în Alba Iulia, un simpatic consilier care mai pune sare și pupeni în ședințele de consiliu. Sorine,
Aici, nu știu, aș zice eu, acum pot să mă contrazici că detașat, favorit Alexandru Pereș. Cea fără discuții, favoritul colegiului este Alexandru Pereș, actual senator, dar trebuie să țină cont că el a fugit din colegiul 1 de senat, a fugit de o luptă cu Teodor Atanasiu, că se știa că Teodor Atanasiu va fi candidatul pe colegiul 1 de senat, s-a mutat în colegiul 2, unde se va bate cu un fost coleg de partid, cu senatorul Dobra, actual senator pe acest colegiu, care a câștigat funcția de senator, tot așa, la redistribuire, la mustață, și favorit cert va fi Alexandru Pereș. Nicolae Dobra, șanse prea puține, și Dorin Pocul, un nume nou în viața politică din Alba, om de afaceri, inteligent, vorba ta, un consilier local simpatic, dar încă nu are experiența probabil a câștigării unui colegiu de senat. Eu știu, în locul celor de la PP, DD, că sunt multe inițiale, l-aș fi pus pe Dorin Pocul pe Camera Deputaților pe colegiul 1 Alba Iulia. Nu știu, cred că acolo ar fi avut mai... E cunoscut deja din Consiliu, cred că ar fi avut mai multă șansă pentru partidul lui și pentru... Ar fi fost mai interesant. Da, da. Ar fi fost mult mai interesant. Ce vrei, Robert, în privința acestui colegiu? Cred că, având în vedere că acest colegiu este predominant pe zona în care PDL-ul are un fief puternic, organizații pe zona Târnavelor care susțin PDL-ul, cred că acesta a fost și motivul pentru care Alexandru Pereș s-a mutat pe zona respectivă ca să fie sigur de câștig. Cred că va câștiga colegiul, s-ar putea să nu facă 50% plus 1 din prima, dar eu cred că el va ieși senator totuși. Nicu? Alexandru Pereș, clar favorit pe colegiul 2, și-a făcut foarte bine temele de casă și a fugit de pe un colegiu de 193.000 de votanți pe un colegiu de 125.000, un colegiu mult mai mic. Eu cred că a mizat în principal pe ce spunea și Robert, pe coloratura politică a primarilor din colegiul respectiv. Pe de altă parte, să nu uităm că nu pleacă cu prima șansă, ba chiar cu a doua, Nicolae Dobra, dar Nicolae Dobra va încerca să scoată un scor cât mai bun pentru partid. Și poate că totuși speră să se întâmple ce s-a întâmplat acum 4 ani, când a câștigat la mustață de pe locul 2, cred că. Da, de pe locul 2. O să vedem că vom avea la aceste alegeri parlamentare foarte multe surprize la redistribuire. Toată lumea va încerca să scoată un scor cât mai bun, pentru că nu știu dacă vom avea într-un colegiu sau două 50% plus 1. Deci colegii adjudecate direct din prima și vor intra la loteria redistribuirii, și acum 4 ani eu personal l-am felicitat pe Gheorghe Feneșer pentru mandatul de senator și am luat o declarație pentru televiziune. Poate asta și a doua zi dimineața m-a sunat și mi-a spus: știi, îmi pare rău, nu mai sunt. A câștigat. Da, da, da. Deci va fi și loteria redistribuire, și județul Alba are o altă particularitate. USL-ul cu PDL-ul sunt undeva la dimensiuni egale în privința voturilor, dacă luăm în considerare cele de la locale, și mai intră în ecuație, să nu uităm, PPDD-ul care ia 10% și care îi cam împiedică să câștige din prima colegiile. Ba, eu zic că aici s-ar putea să fie totuși 50 plus 1 pentru Alexandru Pereș. Să nu uităm, e cel mai experimentat, dacă am putea spune așa, din privința mandatelor, dacă îl câștigă și pe ăsta e la al cincilea, poate să iasă la pensie. Chiar am întrebat o emisiune. Păi cred că se încadrează, se încadrează și fără mandatul ăsta. De profesie parlamentară. Da. Fost incinerat, bă, nu. Ce dă, mă rog, ce dă... Mare rugby, s-a jucat în lotul... Da, știu, jucător de rugby. A jucat în lotul studențesc. Ce dă rău pentru el, cel puțin din punctul meu de vedere, faptul că a fugit de pe un colegiu pe altul, a evitat o confruntare directă cu Teodor Atanasiu. Pe de altă parte, însă, Dorin Pocol nu e un adversar de băgat în seamă. Să mă scuze, domnul consilier, că mi-e simpatic, dar pentru e nou în domeniu și n-are partid puternic în spate. Iar Nicolae Dobra, să nu uităm, a plecat din PDL,
la un acum RPN. Câteva luni. Exact. Și în imaginea, iar revin la omul simplu care merge la vot, cel care pleacă, părăsește un partid pentru un altul, e considerat... Și prima palmă luată la alegerile locale, exact, la Sebeș. Exact, da. Prima palmă la alegerile locale, la Sebeș, unde n-a strâns nici 5%, 0, sau 1, ceva. Nu știu, 600 și ceva sau 700 de voturi. Deci foarte puțin. Sub un mandat de consilier. Sub un mandat de consilier. Corect. Bun, trecem la Camera Deputaților. Aici vom începe firesc cu colegiul numărul 1 și o să rog pe colegi să schimbe imaginile cu candidații. E vorba pe colegiul 1, se vor arunca în luptă din partea Alianței România Dreaptă Dorin Nistor, din partea Unii Social Liberale Călin Potur, actual deputat PDL și PNL, mă scuză domnul Potur, dar dânsul a mai fost pe vremuri și în PNL. Și Dorin Șerdean, din partea Partidului Poporului, actual viceprimar. Aici, cum crezi că vor sta lucrurile, Nicu? Teoretic, prima șansă îi aparține lui Călin Potor, fără discuții. Să zicem, a avut un test în vară, când a pierdut în fața lui Mircea Hava. Eu cred că el și-a făcut socotelile în momentul în care s-a decis să își continue activitatea parlamentară, să candideze pentru încă un colegiu. Și-a făcut socotelile ținând cont și de voturile pe care le-a luat în vară. Pe de altă parte, Dorin Nistor, care a candidat în vară la primăria Sebeș, pe care a pierdut-o la Mustață la 130... 125 sau 130 de voturi, foarte, foarte puține, în condițiile în care era acotat cu 5% în momentul în care a intrat în luptă, nu este un candidat de neglijat deloc. Discutam acum într-o zi cu un coleg de breaslă și spuneam că din punctul meu de vedere al unei campanii organizate ca la carte, a avut una din cele mai bune campanii din județul Alba, Dorin Nistor la Sebeș. Susținut foarte puternic și financiar de diversi oameni de afaceri, eu cred că va conta foarte mult dacă îl va sprijini direct și necondiționat primarul în funcție Mircea Hava sau nu. Eu cred că sunt chestiuni diferite, în sensul că Dorin Nistor a avut la Sebeș alți contracandidați, n-are rost să mai dăm acum nume. În schimb, aici are un candidat puternic pe Călin Potor, care este deputat în funcție, a fost candidat la primărie și a strâns deja o sumă de voturi, știe cam pe ce se poate baza, deși între timp și USL-ul s-a cam uzat la guvernare pentru că nu a îndeplinit chiar toate măsurile pe care le promitea la început. În schimb, Dorin Nistor este cunoscut mai degrabă ca și fost comisar șef al Gărzii Financiare, iar în calitate de comisar la Garda Financiară, nu știu dacă ai putea acum să strângi niște voturi de pe urma funcției pe care ai avut-o. De la patronii de firme. De la patronii de firme. Pe care i-ai amendat. Nu știu. Probabil că, așa cum zicea și Nicu, dacă este susținut de primarul Mircea Hava și am văzut deja câteva bannere prin oraș, probabil că va fi susținut puternic, atunci s-ar putea să ajungă undeva la un echilibru și de asta, din punctul meu de vedere, nu mă pot pronunța cine va câștiga pe acest colegiu dintre cei doi. În schimb, pot să spun că Dorin Șerdean va fi într-un șah continuu. Dar va muta. Da, va muta. Permanență. Sorin? În opinia mea, acest colegiu e cel mai ușor colegiu din cele 7. Deoarece se întinde pe o suprafață foarte mică, este doar municipiul Alba Iulia și 3 comune, Ciugut, Berghin și Daia. Care și Ohaba, 4. Și Ohaba. Dar pe o zonă este foarte limitată. Restrânsă. Deci nu trebuie să faci campanie ca destul de, destul de compact, da. Da, nu trebuie să faci campanie ca Napusem pe toate dealurile și coclaurile. Și cel mai mult va conta la Dorin Nistor și Călin Potor, în opinia mea, principalii favoriți. Dorin Șerdean va lua și el ceva, dar nu foarte mult. Va conta echipa de campanie. Și dacă vorba colegii mei, Dorin Nistor va fi sprijinit de către primarul Mircea Hava, are o șansă. Dar de ce nu l-ar sprijini? Până la urmă, interesul... Deocamdată se vede că îl sprijină. Depinde și în ce măsură, cât la sută. Poate îl sprijină la o capacitate de 50-60%. Nu îl sprijină 100%. Declarațiile sunt declarații, faptele sunt fapte.
la nivel aici declarativ, toată lumea sprijină pe toată lumea. Probabil, dar o să fie undeva, eu zic că Călin Potor, Călin Potor va lua. Va câștiga colegiul, dar nu cu 50%. Și asta ținând cont de faptul că are deja o masă de votanți în Alba Iulia. Da, dânsul, pe de altă parte, să-și revină și timpul, încă pierderea alegerilor locale a fost destul de dolorosă, că am dispărut de pe, din presă, din mass media, nu știu, s-a ascuns, da, a stat liniștit. Totuși este a fost dureros eșecul și acum va trebui să-și revină un pic, să apară din nou plin de verb, optimist, nu știu, să apară, nu știu, că băi, fraților, m-am liniștit și eu, m-am dus, nu știu, undeva, m-am retras în munți. Iar pe de altă parte, eu naiv gândind, nu înțeleg de ce Mircea Hava nu l-a sprijinit pe Dorin Nistor. 100%. Pentru că interesul partidului să aibă cât mai mulți parlamentari, nu? În momentul în care anunță că îl sprijine și, cum spunem noi, va ieși cu el de mânuță pe stradă în fiecare zi de dimineața până seara în campanie, este un lucru. Dacă îl va sprijini doar declarativ, este altceva. Pentru că primarul Mircea Hava poate să-i, să zicem, să-i compenseze lui Dorin Nistor, nu știu, apropierea față de oameni, carisma pe care Mircea Hava o are, Dorin Nistor mai puțin, sunt mai multe lucruri de luat în calcul. Pe de altă parte, revin, mă rog, cred că o să fac o obsesie cu loteria redistribuirii. Este cel mai mare colegiu de deputați și la redistribuire va intra primul. Deci, teoretic, ca ipoteză de lucru, Dorin Nistor poate să câștige liniștit colegiul cu 49,5% și să intre în Parlament Călin Potor. Trecem la colegiul numărul 2, Sebeș Blaj, unde prevăd o luptă echilibrată, acerbă, între Ovidiu Jidvean de la Uniunea Social Liberală, președinte al PSD Alba Iulia, Clement Neguț, actual deputat PDL din partea Alianței România Dreaptă, și Radu Roncea, Partidul Poporului, consilier local din Sebeș, care vine tare din spate. Bun, să începem cu Ovidiu Jidvean. Ce șansă îi dai, Sorine? Ovidiu Jidvean și Clemen Negruț s-au mai bătut pentru acest colegiu cu 4 ani. A câștigat detașat Clemen Negruț. Timp de 4 ani de zile și-a făcut o imagine bună în respectiva zonă. Cum zicea și Robert mai devreme, zona Blajului este o zonă preponderentă a PDL-ului, multe primării PDL, inclusiv Blajul PDL. La Sebeș, deși este un primar PSD-USL, este undeva la egalitate. PDL cu USL, undeva la egalitate. Eu îl creditez pe Clemen Negruț cu prima șansă, Ovidiu Jidvean, și nu știu de ce, dar probabil va câștiga poate chiar cu 50% plus 1. Negruț. Robert, ești de acord? Eu cred că teoretic ar trebui să se câștige cu 50% plus 1. Practic nu știm ce se va întâmpla, pentru că Ovidiu Jidvean, ați văzut câtă susținere are din moment ce a câștigat pe ultima sută de metri dreptul de a deveni candidat pe colegiul respectiv din partea USL-ului. E posibil să existe o revanșă. Știm că în 2008 Clemen Negruț a avut cam dublu voturilor față de Ovidiu Jidvean. Între timp lucrurile s-au schimbat. PDL-ul este pe un trend descendent. USL-ul, așa cum spuneam, deocamdată este pe cai mari. În schimb, acolo există și acea mică și veche problemă de care nu trebuie să uităm, între primarul de la Blaj, care este o forță și în PDL. Dacă îl va susține. Dacă îl va susține sau nu îl va susține. Și în funcție de aceasta se va decide care dintre cei doi va câștiga și dacă va fi cu 50% plus 1 sau se va merge pe redistribuire. Nicu? Cred că este colegiul în care din start nu pot să mă pronunț cine va câștiga. Spuneau colegii înainte, Clemen Negruț a câștigat cu 50,4%, el, Corneliu Olar și Călin Potor au luat acum 4 ani colegiile din prima, au dormit liniștiți noaptea votului, dar lucrurile s-au mai schimbat dincolo de trendul ascendent. Eu cred că în acest colegiu ce-o da Blajul? Bine zis. Blajul va decide. Primarul Blajului, Gigi Rotar, va decide parlamentarul.
Și știm foarte bine că relația dintre el și Clemen Negruț este una destul de proastă. De, cred că n-a fost un an de mandat și deja s-au certat, au existat conflicte. Și s-ar putea ca Gigi Rotar să-l sprijine pe Ovidiu Jitveian. Mă rog, ipoteză de lucru, dar eu zic pur și simplu. Da, oricare din ei doi poate să-l sprijine. Clemen Negruț știe treaba asta. evident că și dânsul știe. Cred că va fi cea mai interesantă dispută electorală pe vreun colegiu din Alba. Cea mai interesantă de departe. Mergem pe colegiul 3 cu Gix Latna, unde se va lupta pentru un loc în Camera Deputaților Ionuț Fulea, din partea Alianței România Dreaptă, consilier județean și, ce să mai zicem, un solist de muzică populară remarcabil, dar și un politician, ok, din toate punctele de vedere, un om în banca lui prea de bun simț, aș zice eu. Mai apoi, din partea Uniunii Social-Liberale, fostul prefect Dan Corelan Simedru și din partea Partidului Poporului Sorin Vasile, mie nu spune etis, cu mine numele Vasile e numele de familie la dânsul Sorin, prenumele, consilier local din Cugi. Bun, aici Nicule, favorit pleacă din start, favorit pleacă, fostul prefect. Pleacă Dan Simedru, două mandate de deputat. Două de prefect. Două de prefect. Incomplete. Eu îl țin minte pe Dan Simedru pe vremea când era deputat în opoziție, iar la guvernare era PSD-ul. Au fost vremuri interesante în politică în perioada respectivă, da, aici, și făcea față cu brio din opoziție. Aici trebuie să spunem toți trei, eu cu tine și cu Sorin, că la o emisiune precedentă ar fi trebuit în opinia noastră să fie Mihai Nicușor care... Mihai Nicușor era în cărți în atunci, la momentul respectiv în interiorul PNL-ului. Asta este. Eu cred că pleacă cu prima șansă. Dânsul din Cugir, din zonă. Da, are și asta. Rămâne de văzut și cum o să-i cânte Ionuț Fulea. Că dacă îi cântă de jele, acum Ionuț Fulea nu prea cântă de jele, dar a cânta în situația asta. Pe de altă parte, până la urmă, nu depinde și de echipa pe care va fi care. Dar oricum, Corelan Simedru pleacă favorit, dar nu cred că va reuși să facă 50 ăla plus 1. Ce părere ai, Robert? Și eu așa cred că el pleacă favorit. Acum depinde și partea asta de Zladna, cum îl susține pe Ionuț Fulea, unde știm că primarul din Zladna e pe de list. Și pe de altă parte, cred totuși că Dan Simedru va ieși deputat pe colegiul ăsta. Sorin? Experiența lui Dan Simedru va conta foarte mult. Nu că Ionuț Fulea nu ar avea experiență, are experiență ca și consilier județean. Dar Dan Simedru este mai versat, mai trecut prin apele politicii românești. A avut două mandate. Două mandate de deputat. A fost tot timpul un om puternic, atât în organizația PNL Alba, dar și în viața politică românească. Și eu zic că va câștiga. Și ca prefect și-a avut o imagine, da, până prin ceea ce a demonstrat că poate face. Va câștiga, nu va intra la redistribuire, va câștiga din prima. Din prima, spui tu? Da. Ținând cont că este și din Cugir, și cea mai mare masă de votanți în acest colegiu este în zona Cugirului, care este un fief al liberalilor, trebuie să spunem. Așa. Și l-ajută și domnul deputat Atanasiu, pe care este tot din Cugir. Care e tot din Cugir. Așa. Bun, mergem la colegiul 4, Aiu Dogna Mureș, unde prietenul nostru Radu Coclici, actual deputat PSD, mi-e simpatic, și amicul, au avut un noroc acum 4 ani de cum rac să poate avea. Da, de pe locul 3. Cu mai puțin de 4.000 de voturi. Da. Va candida din partea Uniunii Social-Liberale pentru un nou mandat Sorin Bumb, din partea Alianței România Dreaptă, actual administrator unic al Consiliului Județean, și din partea Partidului Poporului Cornel Comșa, liderul PPDD Alba și consilier local pe la București. Bun, Nicu, aici cum stau lucrurile? Radu Coclici a reușit, nesperat, chiar dacă foarte puțini credeau, a reușit să se impună ca și candidat pe acest colegiu, deși, acum, în spirit de glumă, la votul intern a avut un singur vot, al lui. Restul, toată organizația voia să pe acel colegiu să candideze Ovidiu Jitveian. S-a impus în 4 ani, din câte știu eu, cunoaște destul de bine colegiul.
Pe de altă parte, nici contracandidații nu sunt foarte, foarte puternici. Aici cred că, din acest punct de vedere, cred că este unul din cele mai slabe colegii, dacă nu cel mai slab. Din punct de vedere al, nu știu, al forței candidaților, al notorietăților. De cealaltă parte vine Sorin Bumbu, administrator județean, sprijinit necondiționat de Ion Dumitrel, Mircea Hava, acea mașinărie de vot a PDL-ului care se va pune în mișcare și necunoscuta din ecuație, toată lumea se aștepta, nu ne așteptam Cornel Comșa, care va candida și care va încerca să ciupească voturi și de la unul și de la celălalt. În mod sigur nu va fi adjudecat colegiul cu 50% plus 1. Aici ce va da aiudul? Din punctul meu de vedere se va vedea implicarea primarului liberal Horațiu Josan din Aiud. Dacă el îl va susține pe Radu Coclici, s-ar putea să câștige Radu. Eu cred că aici pleacă cu prima șansă Sorin Bumb, pentru că este originar din zona Aiudului. În al doilea rând, funcția publică pe care o îndeplinește acum îi permite să meargă foarte des în zonă. Să nu uităm că Ogna Mureșu a fost luat de un primar pedelist, deci orașul este acum sub comenduire pedelistă. Da, dar sunt mai puține voturi decât în Aiud. Da, și vorba ta depinde cum îl susține liberalul Horațiu Josan, primarul Aiudului, pe candidatul PSD-ist din USL, Radu Coclici. Sorin? Colegiul în care, eu zic că toți trei pornesc cu prima șansă în vorba aceea. Și va fi bătălia cine Radu ajunge Coclici, pe locul 3. Da, Radu Coclici, deși a câștigat acum 4 ani de zile, eu nu l-am prea văzut implicându-se în viața politică din Alba. Sorin Bumb este cunoscut din postura de vicepreședinte, a fost în spatele lui Ion Dumitrel 4 ani de zile. Este și din, nu mai cu minte. Da, este din zona respectivă. Iar Cornel Comșa este un tânăr care vine din spate. Din câte am citit, trecut prin campanii, șef de campanii sau pe la București, consilier municipal la București, om care vrea să-și facă campanie. Eu zic că acum aici o să fie cam egalitate între toți și să meargă la redistribuire. Bun, eu veneam din partea PDL aici pe Oana Badea, cu șansa mea, de că Sorin Bumb, nu știu, poate greșesc, mă rog, ei știu mai bine și se va vedea la alegeri. În sfârșit, colegiul numărul 5, Camera Deputaților, a pus Enteiuș, aici Cornel Olan, din deputat PDL, din partea Alianței România Dreaptă, om de-al locului, cu lemne multe și importanță în Parlament. Ioan Dânsu, din partea Uniunii Social Liberale, lider PSD Alba, aflat pentru prima oară la o candidatură pentru Parlament, din câte știu eu, și din partea Partidului Poporului, consilierul județean Ioan Marincaș. Ce părere aveți aici? Cine are prima șansă, Sorin? Prima șansă o are, bineînțeles, actualul deputat în funcție, Corneliu Olar, care e un om cunoscut în zonă, cel puțin în zona Albac, de la Albac în sus, cam tot ce mișcă doar cu știrea lui. Au și multe primării. Am mișcat. Mai și mișcă. Încă. Te referi la lemne sau? La lemne. La primar, la tot ce ține de zona respectivă. Ioan Dârzu se bazează pe primările câștigate de PSD la alegerile locale, iar Ioan Marincaș va ciupi și el câteva voturi, nu prea multe, dar probabil va merge la redistribuire acest colegiu. Va fi câștigat de Cornel Olar, dar o să merge la redistribuire. Eu sunt absolut sigur că se va merge la redistribuire, pentru că niciunul nu va lua 50% plus 1 și în legislatura trecută, în 2008, Corneliu Olar a luat 12.000 și un vot, parcă, a fost chiar la mustață, la limită. 50,23%. Așa. Și în condițiile în care atunci PDL-ul era pe cai mari. Deci, clar, cu prima șansă Corneliu Olar, din spate Ioan Dârzu imediat îi suflă în ceafă, redistribuirea va decide deputatul pe colegiul ăsta. Nicu? Cred că va merge la redistribuire. PDL-ul pe cai mari în 2008, să ne aducem aminte, cele trei colegii luate din prima, din primul foc, Potor 5-6%, Negruț 50,4%, Olar 50,23%. Deci a fost cel mai mic. Dar totuși a fost un colegiu luat din primul foc. Condițiile în care, să ne aducem aminte, erau pe val, aveau și multe primării în zonă.
Ei, acum, spre deosebire de colegii mei, eu cred că prima șansă o are Ioan Dârzu. Surprinzător, dar dacă stăm să ne uităm la cele mai importante primării din zonă. Teiușu este PSD, Abrud este PSD, Câmpeni este PNL. Așa. Deci eu cred și să nu uităm, una din marile surprize de la locale a fost câștigarea de către PSD a primăriei din Abrud. Acolo, din Abrud, acolo, unde din totuși PDL la Ocansă, unde totuși fostul primar, un om de administrație, un om care a făcut și care era perceput foarte bine în comunitate. Bun, să zic că și eu sunt de aceeași părere cu tine. Cred că Ioan Dâncu ar putea să-l bată pe Cornel Olan chiar la el acasă. Cornel Olan l-am văzut de curând la un eveniment în Apuseni, era dornic să pupe pe buzuțe moațele de acolo. Acum, important e să vedem cum îl vor grupa moții în campania electorală și sigur cine va câștiga va rămâne de văzut. Un singur lucru vreau să mai spun apropo de Corneliu Olar. Corneliu Olar a avut și un episod din punctul nostru de vedere al jurnaliștilor jenant în momentul în care a ieșit de la DNA și a luat-o la fugă. În loc să stea ca un bărbat, să spună, da, domnule, m-au chemat să mă întrebe, nu știu, de niște lemne. Și nici nu știu dacă s-a terminat cu niște pârtii, niște terenuri pe pârtile de schi. Mă rog. Și mai știe dânsul, doar. Și oricum, eu cred că la București s-a erodat destul de mult în acești 4 ani ca să mai aibă din prima șansă. Bun. Mai avem, practic, spațiu. S-a încheiat de emisie, am vrut să zic că mai avem, dar nu mai prea mai avem. Poate cu o altă ocazie, Nicu Pescu, vom discuta și despre redistribuire, un lucru foarte important și care va decide în câteva colegii. Este simplu, pot să zic în 20 de secunde. La Senat, redistribuirea se face în funcție de voturile care se adună la nivel național. Primul intră la redistribuire, partidul sau alianța care a avut cele mai multe voturi. În momentul în care, presupunând, Teodor Atanasiu este pe locul 2 în colegiul lui, fiind unul din cele mai mari colegii din țară, va fi în primii 6-7 care primește voturi din restul țării ca să-i se completeze, să-i ia mandatul. La Camera Deputaților, redistribuirea se face la nivel județean. Alba Iulia fiind colegiul cu aproape 70.000 de locuitori, intră primul la redistribuire. Deci Călin Potor de pe poziția a doua, liniștit, și 5-6-7% dacă îi lipsește, primește de la un colegiu unde tot din voturile USL-ului unde se pierde. Deci de asta am spus că această redistribuire va conta foarte mult. Foarte mult, pentru că vor fi situații în care lipsesc 500 de voturi și le primești la redistribuire. Și s-ar putea chiar și pe PDD-ul să ia un deputat pe sistemul redistribuirii. S-ar putea, nu se știe. Poate în funcție de numărul de voturi. Da, depinde cum se face redistribuirea și la nivel național. Bun, ei vreau 3, așa speră. Un senator și 2 deputați. Nu știți cei 7 magnifici, s-au intitulat cei 7 magnifici. Dacă ați urmărit filmul, din cei 7 magnifici au rămas 3 la urmă. Și așa au gândit și ei să fie 3. Da, să fie 3, da. Acum, nu. Să respecte scenariul filmului, nu? Speranța mare ultimă. Bun, cu asta încheiem, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Vă dorim o seară cât mai plăcută în continuare și vă dăm întâlnire la o nouă emisiune pe săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!